credința totdeauna strigă. Credința are rezultat. Pentru că Hristos totdeauna spune așa. Credința, da. Dar fără credință este cu neputință să fim păcuslui. Tu dacă nu crezi, știți cine nu crede? Ați fi fost judecat. Necredința este cel mai mare păcat. Prin credință în Iisus Hristos noi avem mântuire de la moarte. Avem iertarea păcatelor. Totul este prin credință în Domnul Iisus Hristos. Căci Dumnezeu nici nu disprețuiește, nici nu murește necazul celui nenorocit. Și nu și-a spune fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Psalmul 22 cu versetul 24. Pe vremea aceea Hristos a trecut pe lângă mulți ori, dar obișeie au tăcut. Obișeie au tăcut. Biblia ne spune despre Bartimeu, că el nu a tăcut. Astăzi Iisus trece pe aici. Principalul, dragi frați și surori, noi să nu trecem. Bartimeu încă nu a primit vindecare. Bartimeu încă nu a primit eliberare. Dar știți ce a făcut Bartimeu? Bartimeu a știut așa. Dacă eu mă întâlnesc cu Hristos, eu înapoi, la viața asta, de cerșător, nu mă mai întorc. Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Acești oameni care spuneau, taci, tot acești oameni, hai că te cheamă. Asta înseamnă poporul, talpasul, cum spune gloata. Gloata spune, Osana, Osana, și pește 4 zile spune, răstignește-l. Asta este gloata, dragi și surori. Nu trebuie să ne uităm la gloata. Biblia ne spune așa. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu versetul 50. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari. Ieremia 33 cu versetul 3. Au chemat pe orb, i-au chemat și au zis. Îndrăznește, scoală-te că te cheamă. Orbul și-a aruncat haina de deasupra. Haina. Știți ce înseamnă haina? El în haina asta avea dreptul să ceară cerșutul, cu cerșitul sângului. El a aruncat haina și el a știut. Eu nu mă mai duc înapoi să mă iau haina aceasta, nici nu mai trebuie. Haina de cerșitor. El a dezbrăcat haina aceasta. Lui nu-i mai trebuiește haina aceasta. Statul de de pomăși, cum spune, ajutor, să ceară de milă. Nu-i mai trebuiește haina asta de invalidnost, cum a să fie în română. Uitați-vă, Biblia ne spune așa. Dezbrăcă. Noi când ne întâlnim cu Hristos, noi haina asta păcătoasă trebuie să ne dezbrăcăm. Dezbrăcați-l de hainele lui murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea de păcate și te vrag cu haine de sărbătoare. Zaharia, capitolul 3, cu versetul 4. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim rob ai păcatului. Romani, capitolul 6, cu versetul 6. Noaptea aproape a trecut și se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului. Biblia ne spune că tu când te întâlnești cu Hristos, astăzi o să fie frângere pâine. Noi ne dezbrăcăm de haina faptele întunericului, haina păcătoasă, pofta firii aceștia. Noi ne dezbrăcăm și ne îmbrăcăm cu haina Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați-vă ce interesant. Orbii nu pot să aleagă. Unicul om care a avut alegere, știți asta cine a fost? Asta a fost orbul Bartimeu. Știți, diavolul multe ori, la mulți oameni, îi spune, mâine este pocăiești. Azi nu trebuie, mâine. Cum credeți? La orbul ăsta puteți să fie așa gânduri? Că oamenii spuneau, da, și mâine, poate mâine strice. Dar mâine Iisus nu mai trecut pe aici. Și eu întreb pe mulți oameni când au venit la pocăință, spune, frate, greu mi-a fost, frate, să mă scol de pe bănculița și eu sunt client, m-am încliet de scaunul și el așa, nu putem ieși în față. Dacă m-am sculat, picioare s-au făcut ca piton, nu putem trece în față. Știți, astăzi Iisus trece pe aici. Și știți ce Iisus m-a întrebat pe mort? Iisus m-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Biblia ne spune că, știți ce a spus orbul? El putea să ceară așa. Orbul putea să ceară un om care să-l ajute. Putea să ceară bani, putea să ceară alte lucruri. El a spus, eu vreau să văd. Dacă Iisus te întreabă ce vrei să-ți fac, asta înseamnă că Iisus știe ce vrea să-ți dea. Iisus vrea să intre în inima ta. Iisus vrea să intre în viața ta. Alexandru Macedon, care a cucerit aproape tot pământul, când se întorcea înspre patria sa, a întâlnit un orb.
Și el i-a pus lui din buzunar 3 monete de aur. Și generalul i-a spus: Alexandru, tu i-ai dat o avuție întreagă. El spune: da, pentru că asta eu i-am dat. Alexandru cel Mare să știe cine sunt eu. Știți, când voi cereți de la Dumnezeu, cereți, vă rog, lucruri mari. Arătați cât de mare Dumnezeu am eu. 3000 pot să-ți dau și eu. Dar cere de la Dumnezeu lucruri care oamenii nu pot să-ți dea. Și atunci tu arăți credința, că, că fără credință este cu neputință. Cere de la lucruri mari care oamenii nu pot să-ți dea. Dumnezeu spune: încercați-mă și veți vedea. Cum spune: dacă ai așa un Dumnezeu adevărat și mare, cere lucruri mari, că asta e Dumnezeu. Amin? Cât de mare Dumnezeu am eu. Știți, el a avut ochi să vadă. În cascada Niagara era un om care mergea pe ață. Știți, este cascada Niagara. 10 ani el mergea pe ața aceea și niciodată nu a căzut. Și pe dânsul l-a întrebat odată, i-a luat interviu: cum, mă tare, tu 10 ani mergi pe această ață, mergi înainte, și cum, mă tare, niciodată n-ai căzut? Dar pe Depeșa Mulțime, știți cum spune, că electrici odată s-au încurcat și gata, mai mult nu trebuie. Odată ai căzut și mai. Și el a spus așa: eu merg acolo unde se uite ochii mei. Dar pe ei l-a întrebat: dar tu, mă tare, nu vrei să te uiți în jos? O, vreau să mă uit în jos. Dar în ziua când să mă uit în jos, a să mă duc cu capul în jos. Eu atât timp ca să mă uit înainte, eu mă duc acolo unde se uite ochii mei. Ai grijă, ochișorul, ne privești. Atâta timp cât noi suntem la Iisus, noi să mergem pe calea cea dreaptă. Amin. Știți? Cereți lucruri mari de la Dumnezeu. Biblia ne spune că totul este cu putință la Dumnezeu, Marcu 10:27, și totul este cu putință celui ce crede. Dar fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Uitați-vă, Biblia ne spune că orbul a spus așa: rabune, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a spus: capătă-ți, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Vreau să vă dau o întrebare. Dar de ce Iisus, când a vindecat, nu pe tăstotuna a vindecat? Lui orbul acesta i-a spus așa: credința ta. Lui alții i-a scumpat pe ochi. Lui cei 10 leproși a spus: duceți-vă și arătați-vă preosul. Lui din Ioan capitolul 9, orbul acela a spus: du-te și te scaldă în Siloam. Vedeți, diferite măsura credinței noastre era. Dar Bartimeu avea așa o credință. Femeia care s-a atins de haina lui Iisus Hristos, ea știa așa: eu numai dacă am să mă ating, eu o să fiu vindicată. Marcu capitolul 5 cu versetul 30. Și vreau să vă dau o întrebare. Că Iisus m-a întrebat, vrei sau nu vrei? Nu m-a întrebat nimeni. De Iisus s-a atins credința, dragi frați și surori. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este așa o cântare. Te conduce, te conduce, te conduce ochiul meu. Știți așa cântare? Biblia ne spune, Psalmul 68, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Astăzi Iisus Hristos trece pe aici. Biblia ne spune că Bartimeu, când s-a întâlnit cu Hristos, el nu a spus așa: Doamne, stai, amuș, mă duc să-mi iau plașul. Plașul și el. Nu, lui nu ne trebuie haina asta mortală de păcate. El, când s-a întâlnit cu Hristos, el a rămas cu Hristos și a mers după Hristos. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 20 până la 22, spune așa: oamenii care nu s-au născut pe pământ și nu s-au pocăit, mai bine să nu cunoască calea adevărului, decât să cunoască și să întorc cum s-a întors ca porcul la ce a mâncat. Știți, ca scroafăla ce a mâncat. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 22. Bartimeu, când s-a întâlnit cu Hristos, el a devenit o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Astăzi Iisus Hristos trece pe aici. Principalul, tu să nu-l propustești. Iisus Hristos trece pe drumul acesta principal și vrea să se întâlnească cu tine. Biblia spune așa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Și Dumnezeu așteaptă
катоц с этой покаяской. Дом не сделал, делал оно мне тем, что время, что мы ждем. Астез, Еврей, капитул 3, версету 7. Астез Иисус встречи пеич, но аштепта пе мене. Бартимео, но аштепта пе мене. Domnul mi-a spus, Domnul Dumnezeu ne-a dat astăzi. Evrei capitolul 3 cu versetul 7. Domnul Dumnezeu n-a spus mâine. Evrei capitolul 3 cu 7, Evrei 4 cu 7. Astăzi Iisus trece pe aici. Și Biblia ne spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios ca să ne curățească de orice nelegire. Nu pierde șansa ta. Cine astăzi vrea să se împace cu Hristos? Cine astăzi vrea să se pocăiască? Poate am spus sclete, poate am spus clevita, poate am vorbit, poate am gândit cu... Mi-am uitat unde trebuie, am auzit ce nu trebuiește. Iacov, capitolul 3, cu versetul 2, spune, dacă nu greșește cineva în vorbit, este un om desăvârșit. Sau, dragi frate și surori, numai înainte de cină trebuie să ne pocăim. Da? Numai înainte de cină. Ce înseamnă creștin? Ce înseamnă creștin? Христианин это кающаяся душа, который имеет Иисуса Христа, а чел, который имеет пе Иисус Христос, но и каждый день Кувынту Лу Дунезеу те курецеште, Кувынту Лу Дунезеу те сфинцеште, и че фаче лидер. Мы тоци авем невое де покаинца. Покаинца есть нечесара в вяца фиекару крештин, драж прашествует. Чине вря са се паче ку Дунезеу? Чине вря са се покаяска и путец са редикаць мон Иисус? Ши астез о са спунем ачаста ругачуния де покаинца, кому спус Orbul Bartimeu, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Ai milă de mine! Haideți să ne sculăm în picioare și să ne cercetăm, să ne pocăim. Astăzi o luăm frângerea pâinii și mulți sunt creștini care spune, da eu odată în lună mă cercetez, numai când eu frângerea pâinii. Dar în timpul săptămânii, nu trebuie. Noi în fiecare secundă, în fiecare zi și secundă ne cercetăm și ne pocăim și ne sfințim și creștem din putere în putere, din credință în credință. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm și să ne pocăim. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Noi astăzi venim cu biserica înaintea Ta, Doamne. Astăzi este cina, Doamne, este frângerea pâinii. Ne amintim de sângele Tău, Doamne, care s-a curs pe cruce la Golgota și trupul Tău care s-a frânt pentru păcatele noastre, Doamne. Și dacă noi păcătuim, Doamne, cu voie, Doamne, noi iară Te răstignim, Doamne. Doamne, noi astăzi ne pocăim, Doamne. Poate am avut multe posibilități să spunem Evanghelia și ne rușinăm, Doamne. Dar dacă noi tăcem și ne rușinăm, poate și ne lepădem, Doamne. Avem, Doamne, nevoie de Tine. Curățește-ne, spală-ne, Doamne, prin sângele Tău, Doamne. Și vrem să fim o lumină, Doamne, într acest sat, Doamne. Ca să fie o trezire spirituală într acest sat, trebuie să se înceapă cu mine, Doamne, cu pocăința mea, Doamne. Trezirea se începe de la mine, Doamne. Binecuvântează această biserică, Doamne, sfințește, ca să fie plină, Doamne, plină, Doamne, de oameni, Doamne, și acest sat, Doamne, să Te caute, să fie o trezire spirituală, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, mă rog, cu credință. Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Amin.